Programul Operațional Regional 2014-2020 succede programului operațional 2007-2013, fiind unul dintre programele prin care România a putut accesa fonduri europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Programul Operațional Regional 2014-2020 și-a propus ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective au fost transpuse în 11 axe prioritare plus o axă de asistență tehnică, care au avut în total o alocare estimată de 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul Uniunii Europene prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar 1,5 miliarde de euro au reprezentat contribuția națională. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a gestionat peste 873 de milioane de euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru cetățenii din județele componente ale regiunii Argeș, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. A vorbit despre Programul Operațional Regional 2014-2020 în regiunea Dezvoltare Sud-Muntenia. Este de fiecare dată o bucurie pentru mine și pentru toți angajații Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Este o bucurie fiindcă prin intermediul acestui program reușim să contribuim cu puținul pe care îl avem la dispoziție la mai binele în comunitățile din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, din toate cele 7 județe ale acestei regiuni. Încă de la începutul acestui al doilea program, fiindcă suntem la al doilea program operațional regional, primul fiind 2007-2013 și care s-a dovedit un succes în regiunea Dezvoltare Sud-Muntenia, încă de la începutul acestui program, cum spuneam, interesul manifestat de comunitățile noastre pentru depunerea de proiecte în cadrul programului a fost mare. Și pentru aceasta aș dori să exemplific prin numărul de proiecte foarte mare depus, este vorba de aproape 2200 de proiecte la nivelul întregii regiuni, proiecte cu o valoare de aproape 21 de miliarde de lei. Din păcate, Programul Operațional Regional 2014-2020 nu a putut să le contracteze pe toate, însă ne mândrim în acest moment și avem în portofoliul programului în regiunea Sud-Muntenia aproape 1000 de proiecte contractate cu o valoare de peste 8 miliarde și 200 de milioane de lei, valoarea cerută din cadrul programului. Asta înseamnă că, în comparație cu suma alocată programului și regiunii noastre de 4 miliarde și jumătate de lei, avem o supracontractare, o cerință de 200% aproape. Și acesta este un indicator vis-a-vis de interesul manifestat în regiunea noastră. Până în acest moment, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, au fost transmise 2174 de cereri de finanțare, care au o valoare totală de 20,59 de miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 975 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,57 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 8 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI în cadrul axei prioritare 11, extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei. Pentru a veni și a explica acest lucru, este de ajuns să spunem ce investiții se pot finanța. Și mă refer pe de o parte la investiții în infrastructura edilitară, în infrastructura urbană, proiectele de regenerare urbană și mă refer aici la proiecte de infrastructură rutieră, proiecte de creștere a siguranței traficului, proiecte de reamenajare peisagistică, proiecte de schimbare a parcului auto pentru mijloace de transport în comun,
proiecte de digitalizare a activităților și serviciilor prestate de administrația locală. Acestea sunt în mare proiectele pentru regenerarea urbană. Apoi infrastructura educațională, construcția de școli, mă refer de la școli, de la învățământul preșcolar până la școli de nivel universitar, toate acestea beneficiază atât de fonduri pentru construcția de sedii, dar și pentru dotarea laboratoarelor, a claselor, a sălilor de sport și așa mai departe. Toate județele componente ale regiunii Sud-Muntenia au implementat cu succes proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii școlare. De exemplu, grădinița aripi deschise din județul Argeș, grădinița nou înființată din fonduri nerambursabile din comuna Nucetu, județul Dâmbovița, sau grădinița cu program prelungit din municipiul Ploiești, construită pentru a rezolva deficitul locurilor din învățământul preșcolar. Proiecte de infrastructură de sănătate. Aici, la fel, avem spitale care beneficiază pe de-o parte de lucrări de construcții, de extindere, de modernizare a actualelor secții, dar și de dotarea acestora cu paturi, cu echipamente, mai ales în această perioadă. Sunt mai mult decât binevenite astfel de investiții. Prin axa prioritară 8, dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, prioritatea de investiții 8.1, investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, s-au putut investi fonduri europene în reabilitarea ambulatorilor din Călăraș, Giurgiu, Fetești, sau în extinderea unității de primiri urgențe din Alexandria. Avem proiecte în dezvoltarea și conservarea patrimoniului istoric și cultural, proiecte de și introducerea acestui patrimoniu în circuitul turistic. Mă refer la monumente istorice, la mănăstiri, deci toate acestea beneficiază de fonduri pentru a le crește, a le spori atractivitatea turistică pentru refacerea lucrărilor de artă, pentru iluminat cu peisagistic, pentru tichetizarea activității la aceste monumente, pentru creșterea accesibilității. Un punct important de interes l-a reprezentat și valorificarea patrimoniului cultural. Ca urmare, numeroase vestigii cultural-istorice și religioase au beneficiat de finanțare europeană. Multe monumente istorice au intrat în circuitul turistic sau au fost redate comunităților din care fac parte. După finalizarea investițiilor realizate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Mănăstirea Aninoasa, Mănăstirea Negru Vodă sau Palatul Episcopal de la Curtea de Argeș. Trei monumente culturale din județul Argeș, în a căror reabilitare au fost investite peste 59 de milioane de lei. La Mănăstirea Zamfira din județul Prahova, pictura originală realizată de marele pictor român Nicolae Grigorescu a fost scoasă la lumină și poate fi admirată de vizitatori în urma implementării proiectului european. De asemenea, Mănăstirea Viforâta din județul Dâmbovița sau Poșta Veche din municipiul Călăraș sunt alte două monumente culturale readuse la viață cu ajutorul fondurilor nerambursabile. De asemenea, avem proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor, fie că vorbim de clădiri publice, fie că vorbim de clădiri private, mai ales în contextul acesta al creșterii prețurilor la combustibil, la energie electrică și termică, sunt mai mult decât binevenite. Și mă refer la clădiri publice, în special la școli, la spitale, la alte instituții publice, dar și la blocuri de locuit, clădiri rezidențiale. Și acestea beneficiază de investiții în anvelarea clădirilor, dar și schimbarea sursei de alimentare cu energie, în special energie termică. Eficientizarea energetică a clădirilor este un subiect de actualitate, ținând cont de majorarea prețului la energie înregistrată în ultima perioadă. Îmbunătățirea eficienței energetice reprezintă un capitol foarte important în strategia energetică a României. De mare actualitate sunt analizele și intervențiile legate de economia de energie, în condițiile asigurării unor condiții de confort corespunzătoare. Acest aspect este denumit eficientizarea energetică a clădirii.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor populației de a reduce consumul de energie în apartamente, autoritățile locale din regiunea Sud-Muntenia au accesat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 fonduri nerambursabile pentru reabilitarea mai multor blocuri. În ceea ce privește IMM-urile, aici este un domeniu pe care dorim să-l considerăm foarte important pentru regiune. Aici IMM-urile au putut să beneficieze de finanțări pentru achiziția de echipamente moderne, pentru a putea face față concurenței pe piața europeană, pentru construcția de sedii, hale de producție, pentru construcția și modernizarea de laboratoare, de cabinete medicale. De asemenea, au beneficiat de finanțări pentru participarea la manifestări comerciale internaționale, târguri, expoziții și, evident, pentru a obține diferite acreditări, diferite standarde internaționale, astfel încât să aibă acces pe piețele europene. Programul Operațional Regional 2014-2020 a reprezentat o oportunitate deosebită pentru reprezentanții IMM-ului în realizarea proiectelor de investiții menite să ducă la dezvoltarea și consolidarea pe piața europeană a întreprinderilor mici și mijlocii din România. Axa prioritară 2, îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a înregistrat cele mai multe cereri de finanțare, reprezentând un domeniu de interes pentru zona privată. Astfel de proiecte se pot finanța, drumuri județene, iar mai ales în mediul rural, drumurile, infrastructura rutieră constituie încă o problemă importantă în România și în regiunea dezvoltare Sud-Muntenia. Suntem o regiune cu 60% din locuitori care trăiesc în mediul rural. Evident că ei au dreptul la viață, au dreptul la a fi legați cu lumea și infrastructura rutieră reprezintă una din căile de a rezolva această problemă. S-au construit prin actualul program peste 400 de kilometri de drumuri județene sau se vor construi, fiindcă nu sunt toate proiectele finalizate. Interesul autorităților județene este evident atunci când vine vorba despre modernizarea și reabilitarea infrastructurii ce asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T. Rețeaua de drumuri este principalul element constitutiv al suportului de bază pentru dezvoltarea socioeconomică a unei zone. Cantitatea și calitatea infrastructurii rutiere, bazate pe investiții în domeniu, precum și gradul de acces la acesta, reflectă disponibilitatea de creștere și evoluție. Drumurile județene care fac legătura între județele componente ale regiunii Sud-Muntenia au o importanță deosebită în dezvoltarea economică a comunităților străbătute. Prin actualul program s-au construit peste 400 de kilometri de drumuri județene. Creșterea continuă a traficului rutier pe rețeaua județeană de drumuri a impus luarea de măsuri de modernizare a infrastructurii rutiere existente, în vederea satisfacerii cererii de transport existente și de perspectivă, în condiții de securitate și confort, cu viteze de circulație sporite față de cele existente. În momentul de față suntem cu motoarele turate la maxim. Mai avem un an și jumătate până la finalizarea programului și nu este de ajuns doar să contractăm aceste proiecte, ci este miza cea mare este să le finalizăm până la sfârșitul anului 2023. Suntem cu toții conectați la această problemă, fie că este vorba de beneficiari sau de angajați ai Agenției Dezvoltare Sud-Muntenia. În acest moment, deci până la jumătatea anului 2022, avem absorbit o rată de absorpție în cadrul programului de aproape 50% și suntem optimiști că până la sfârșitul anului 2023 ele vor fi finalizate. Programul 2014-2020 este al doilea program operațional pe care îl derulăm la nivelul regiunii și alături de programul 2007-2013 constituie baza pentru pregătirea următorului program 2021-2027 și când spun pregătire, nu e vorba numai de agenție, fiindcă o capacitate instituțională nu se construiește numai la nivelul unei instituții, ci la nivelul întregii regiuni și mă refer aici atât la beneficiari,
administrația locală, cu toate comunele, cu toate orașele, cu toate consiliile județene, mediul de afaceri, masa mare de întreprinderi mici și mijlocii, organizațiile neguvernamentale, asociațiile acestora, toți cei care sunt beneficiari ai programului, toți cei care sunt actori în acest program, cu siguranță că privesc ca un folos real aceste două programe, astfel încât programul 2021-2027, cel care va urma, să fie un succes. Programul 2014-2020 s-a bucurat de un interes uriaș, la nivelul, în special la nivelul administrației locale, dar de ce nu și la nivelul mediului de afaceri al întreprinderilor mici și mijlocii. Oportunitatea pe care programul 2021-2027 le-o va oferi, cred că trebuie luată serios în calcul și vreau să îndemn pe toți să aibă încredere în programul operațional regional, să vină să depună proiecte, să vină să consulte cu angajații agenției vis-a-vis de șansele pe care le au pentru a obține finanțare din programul operațional regional, fiindcă programul operațional regional la nivelul regiunii Sud-Muntenia constituie pe zi ce trece o sursă din ce în ce mai importantă de a finanța, de a rezolva problemele din comunitățile noastre.